Valencia a câștigat pentru al cincelea an consecutiv trofeul Naranja, după ce a învins-o pe FC Porto la loviturile de departajare. Pe Mestalia Lilieci au jucat și pentru victimele incidentelor devastatoare din luna iunie din comunitatea valenciană. Mai multe jucătorii lui Mauricio Pellegrino au avut inscripționate pe tricouri în locul numelor proprii, numele localităților care au avut de suferit de pe urma focului devastator. Fără săpunarul, Porto părea să oprească hegemonia Valenciei în trofeul Naranja după supergolul lui Lucio González din minutul 57, dar magia argentinianului nu a fost însă suficientă. Peste numai 6 minute, gazdele au egalat prin brazilianul Jonas, care a finalizat centrarea lui Dino Costa. După 1-1, 90 de minute s-a trecut la loviturile de departajare pentru stabilirea câștigătoarei. Porto a reușit contraperformanța de a rata toate cele 4 penaltiuri executate de Kleber, Iturbe, Kelvin și João Moutinho. În schimb, Lilieci au marcat prin Parejo și Baragan, iar ratarea lui Bernat nu a mai contat. După 2-0 la loviturile de departajare, Valencia își continuă invincibilitatea cu Pellegrino pe bancă și a cucerit pentru a 23-a oară în istorie trofeul Naranja.